meu este Alina, iar în clipul de astăzi aș vrea să vă povestesc despre o excursie pe care am făcut-o de curând în Tunisia. Aș vrea să vă descriu puțin ce înseamnă conceptul de all-inclusive în țara lor, dar cel mai mult și cel mai mult aș vrea să vă povestesc despre excursia pe care am făcut-o în deșert. Am reușit să vizitez în sfârșit Sahara. Dacă vă interesează să știți cum mi s-a părut, ce am văzut, ce am pățit și mai ales dacă această țară merită vizitată, rămâneți în continuare alături de mine. Am să încep prin a vă spune câteva cuvinte despre hotelul unde am fost cazați. Noi am ales un hotel de 5 stele, all inclusive. Într-adevăr, all inclusive a fost, dar de 5 stele nu prea. Nu am nimic de rău de zis în sensul ăsta, nu înseamnă că ne-a tras cineva vreo țeapă, dar vă spun ca să știți și voi dacă alegeți pe viitor o excursie în Tunisia, să alegeți cu cât mai multe steluțe în sus, pentru că, spre exemplu, 5 stele la ei, comparându-se cu Europa, înseamnă undeva la 3-4 stele. Nimic rău, curat, frumos, dar nu chiar de 5 așa cum l-au descris ei. În rest, vă las câteva imagini să vedeți cum arată hotelul. Acum că am lămurit și acest aspect, vreau să vă vorbesc despre mare, soare și plajă. Noi am fost la început de sezon, însemnând undeva prin luna iunie. Apa nu a fost foarte caldă. Puteai să faci baie, dar nu puteai să zici că era o apă din aia caldă în care puteai să stai 3 ore și gata. Nu rezistai să stai chiar atât de mult. Culoarea apei, nu pot să spun neapărat că m-a impresionat, a fost curată, a fost foarte, foarte curată față de alte locuri pe unde eu am mai fost, dar în schimb ce m-a impresionat au fost nisipurile. Deci au un nisip alb și atât de fin încât nu vă puteți imagina. Deci aș da orice să mă mai pot plimba cu picioarele prin acel nisip fin. Pe lângă toate activitățile de la hotel, am mai avut ocazia să facem și excursii opționale pe care, bineînțeles, le-am plătit separat.
Două dintre astfel de excursii mi s-au părut interesante. Una dintre ele a fost o vizită de o zi în capitala țării, în Tunis, care costa 45 de euro de persoană, iar a doua excursie, cea pe care până la urmă am și ales-o, a fost excursie de 2 zile în Sahara. Excursie care a costat 90 de euro de persoană. În acest preț am avut inclus drumul pe toată perioada acestor 2 zile, prânzul în niște restaurante specifice de la ei în ambele zile, cazare la un hotel de 5 stele pentru că ne-am dus practic în cealaltă parte a țării. Cină în prima seară, mic dejun a doua zi, plimbare cu cămilele și safari cu jeepul. Și acum să vă povestesc cum a fost în această excursie. Din punctul meu de vedere, a fost partea cea mai frumoasă din tot sejurul. Nu sunt genul de persoană care să reziste prea mult la plajă, să stea pe șezlong fără să facă nimic, dar o zi, două, care, na bine, vizităm și noi ceva, umblăm și noi, facem și noi ceva interesant. Așa că această excursie pentru mine a fost ceva de vis. Plecarea a fost la ora 4 și jumătate din fața hotelului, iar odată ce am fost toți, am plecat mai departe spre Kairouan. Kairouan fiind un oraș din Tunisia, despre care se spune că a fost primul oraș care a fost ocupat de către arabi. Acolo nu au existat arabi dintotdeauna, populația lor originară este populația berberă. Aici am avut ocazia să vedem prima moschee care a fost construită în Tunisia și un alt lucru unde am fost duși a fost un magazin omologat de stat. Știu că sună ciudat și noi ne-am mirat când am auzit prima dată, dar este un magazin care are prețurile foarte mici, stabilite de stat, așa cum spun ei, de unde vă puteți cumpăra suveniruri, genți, poșete, covoare, magneți, deci în general lucruri pe care le cumpără turiștii, la prețuri foarte, foarte mici. Ei acolo în țară au cumva o regulă, dacă prețurile nu sunt afișate, puteți să negociați. Dacă prețurile sunt afișate, acolo nu mai e loc de tocmeală. Aici prețurile erau foarte mici și vorbim de, spre exemplu, dacă pentru o geantă într-un alt magazin ai fi dat 100 de dinari, aici le deai în jur de 20. Din orașul Kairouan am mai făcut încă două opriri în Gelma și în Gafsa, care sunt două orașe. Nu am făcut nimic special acolo, am făcut pur și simplu o pauză de cafea, suc, mers la toaletă. De acolo ne-am îndreptat spre Metalui, un loc unde am luat prânzul. Un prânz specific pentru țara lor. Prima dată am fost întâmpinați cu o salată, o salată din dovlecel, morcov, roșii, castravete și ou, toate tocate foarte, foarte fin. Ei consumă această salată înainte să mănânce mâncărurile picante, cumva îi ajută la stomac. Ne-au dat și nouă o astfel de salată să gustăm, să vedem cum e.
Dar, în schimb, la felul principal nu ne-au dat mâncare picantă. Știu că nu toți turiștii tolerează și atunci ne-au dat același preparat fără acel ingredient care face mâncarea să fie iute. La felul principal am mâncat orez, un fel de tocăniță de pui, cred că era o carne albă, de asta tind să cred că era pui, pentru că ei mănâncă pui sau vită. Porc nu, și atunci tind să cred că era pui. Era foarte bună la gust, dar nu era genul acela de tocăniță care se face la noi. Era ceva cu curcuma, oricum avea o culoare destul de galbenă, foarte diferită la gust față de ce mâncăm noi, dar foarte, foarte bună. Iar de asemenea, lângă, am mai avut tot așa, tot pe aceeași farfurie, un fel de salată cu dovlecel, ardei, fenicul, roșii și ceapă. Toate foarte, foarte bune. Nu știu dacă ne-a fost nouă foame sau a fost cald sau... Ideea a fost că prânzul a fost pe cinste. Singurul lucru pe care a trebuit să-l achităm aici, pentru că, așa cum v-am zis, prânzul era inclus în suma pe care ai plătit-o pentru excursie, era băutura. Deci apa, sucul, tot ce consumai trebuia să plătești separat. Asta venea undeva în jur de 2 dinari jumate, 3 dinari de persoană. Deci cu maxim 1 euro îți plăteai tot ce ai băut la prânz. Odată mâncați, hidratați, plecăm mai departe spre orașul Tuzur. În orașul Tuzur am fost și cazați, dar nu ajungem încă la partea de cazare, pentru că urmează să facem 3 ore de safari cu jeepurile. Șocul cel mai mare a fost în momentul când am coborât din autocar, pentru că era o căldură îngrozitoare. Deci nu știu cum trăiesc oamenii aceia acolo. În momentul când respirai, după 2-3 secunde deja simțeai așa că te arde efectiv pe toată partea asta, până în plămâni simțeai că te arde aerul acela fierbinte. Habar n-am câte grade erau, dar oricum erau foarte greu de suportat. Și gândiți-vă că noi am fost la început de sezon. Nici nu vreau să mă gândesc ce e acolo în luna august. Odată ce ne-au împărțit mai departe în mașini, noroc că aveau aer condiționat, am plecat înspre deșert. Prima oprire am făcut-o într-un loc unde am urcat pe un fel de stânci. Era o zonă de belvedere. Să vedem flori de nisip. Florile de nisip sunt un fel de pietre prășină care se formează în mod natural în nisip, pe care ei mai apoi le adună și le oferă spre vânzare. Ceva asemănător cum avem noi florile de mină, așa au ei în deșert florile de nisip. Sunt niște lucrușoare, niște suvenire pe care puteți să vi le cumpărați, destul de interesante. Odată plecați de la zona de Belvedere, am mers mai departe spre Gâtul Cămilei. Gâtul Cămilei este o stâncă care a fost erodată de vânt, de nisip, de furtuni de-a lungul timpului și a ajuns să capete aspectul unei cămile care stă jos. Aici, la fel, am putut vedea oase de cămilă adunate probabil de localnici de prin deșert. Din nou puteai să admiri florile de deșert. Am făcut aici iarăși o oprire pentru poze. În drumul spre această zonă numită Gâtul Cămilei, șoferul a făcut cu noi drifturi prin dunele de nisip. Din păcate n-am putut să filmez partea asta pentru că mergeam așa, toate pozițiile nu aveai cum să filmezi așa ceva, dar dacă sunteți amatori de senzații tari, ar trebui să încercați lucrul ăsta.
de la zona aceasta am plecat spre studiourile de filmare de la Star Wars. Nici eu n-am știut până nu am ajuns în Tunisia că o parte dintre decoruri se află acolo și că o parte dintre secvențe s-au filmat în deșertul tunisian. Localnicii vin acolo cumva pe negru, pentru că nu au niciun fel de autorizație să vină și să facă comerț acolo, dar ei vin și iau masa dimineața, își pun acolo suvenirurile și seara mai departe pleacă. Aici și care să zicem că n-a fost cea mai plăcută. În momentul în care am ajuns la studiourile de filmare și am coborât din mașină, efectiv la propriu mi-a fost rântită un pui de vulpiță, cred că era în brațe. Mi s-a luat telefonul, mi s-a făcut poză, mi s-a dat telefonul înapoi, mi s-a luat animăluțul, totul în câteva secunde și mi s-au cerut 10 dinari. N-aveai ce să spui că nu vrei să le dai, că nu-ți convine, că n-ai vrut, că e prea scump. Omul începea să facă scandal, începea să facă gură, așa că trebuia să scoți banii și abia atunci te lăsau în pace. Ăsta e un aspect al tunisienilor. Te pot lua prin surprindere. Și nu sunt cei mai amabili, sunt destul de insistenți în unele aspecte. Astea nu sunt lucruri care se întâmplă în locurile unde sunt cazați turiștii. Deci nu vă imaginați că așa e peste tot și că și chelnerul face așa, și camerista, și recepționera, și șoferul. Nu, astea sunt strict în zonele în care cumva mergi pe teritoriul lor, da? Deci, odată ce ai intrat în casa lor, te supui regulilor. Da? O să aveți grijă în cazul în care vreți să faceți o excursie în Tunisia, să țineți cont și de acest aspect. În timp ce ne întorceam și ne îndreptam spre hotel, pe drum vedeam tot felul de indicatoare. Am să vă inserez pe aici o imagine cu cămile. Adică, așa cum avem noi indicatoare pe drum cu atenție animale sălbatice sau atenție, nu știu, trec vaci, trec, eu știu, tot felul de animale, așa au ei atenție trec cămile. Deci, ei au drumuri betonate și vai de mine ce drumuri au, deci noi nu o să avem așa drumuri nici într-o sută de ani. Și atunci trebuie să pună și acele indicatoare cu atenție trec cămile, pentru că la ei cămilele sunt libere în deșert. Ele fiind de fapt la bază niște animale sălbatice pe care ei cumva le domesticesc și le țin pe lângă casa omului, așa cum ținem noi vaci, cai. Oricum, foarte, foarte interesant să vezi lucrul ăsta. Pe drum am mai văzut chiar și dromaderi liberi prin deșert, probabil că nu erau ai nimănui, erau sălbatici, dar a fost așa, ceva atipic. Nu vezi tot timpul astfel de lucruri. Odată ajuns la hotel, fiind deja seară, am ajuns undeva la ora 6 și jumătate, 7, dar e la ora 7 și jumătate, 8, deja e nu întuneric, e beznă totală, deci nu mai ai ce să faci, pe unde să te mai duci și așa mai departe. În plus că e foarte periculos să ieși seara afară, noi de data asta fiind cazați în zona de sud a țării, practic fiind foarte aproape de granița cu Algeria, se știe că ei sunt în conflict cu Algeria, chiar de la centrul țării, în timp ce ne îndreptam spre sud,
Am început să avem tot timpul mașini de poliție pe lângă autocar. Mi s-au spus că sunt acolo pentru siguranța noastră. În plus, pe la toate cofetăriile sau barurile pe unde ne opream să ne mai cumpărăm apă sau să ne oprim la toaletă, erau cu, efectiv, cu bariere la intrare. Deci intra autocarul în curtea cofetăriei, se închideau barierele, intrau poliție, militar, nu sunt sigur exact ce erau. Deci tot timpul erau oameni înarmați în jurul nostru, cumva, ca să ne asigure bunăstarea, siguranța. Înțelegeți voi. Deci nu e foarte indicat să ieșiți seara afară, ci e mai bine să rămâneți în incinta hotelului. La hotel am luat cina, tot așa sub formă de bufet suedez, după care ne-am întors în cameră și ne-am pus la somn pentru că în dimineața următoare, tot la ora 4 și jumătate, aveam să plecăm. În cazul în care am fi avut un dres de baie la noi, puteam să facem baie în piscina hotelului, pentru că acolo, în zona de sud, temperaturile erau extrem de mari și noaptea, deci apa în piscină era mai mult decât perfectă pentru o baie. În cazul în care mergeți în Tunisia, alegeți o astfel de excursie, un pont ar fi să vă luați costumul de baie la voi. A doua zi dimineața, după ce am luat micul dejun, am plecat mai departe spre o zonă care se numește Lacurile Sărate. În zona de sud plouă cam o dată la un an, un an și jumătate, doi. Și atunci când plouă, e furtună și sunt foarte multe locuri care practic se inundă. Odată ce vine din nou perioada secetoasă, acea apă se evaporă, deci practic acele lacuri seacă și se formează practic o peliculă de sare, deci un câmp întreg de sare, pe care ei îl numesc lacurile sărate. Această zonă a lacurilor sărate a fost cea mai aproape de granița cu Algeria, dacă ați văzut și acel indicator, cu 150 de kilometri până la Algeria. Odată ce am plecat de la lacurile sărate, ne-am îndreptat spre orașul Duz și am intrat cumva mai mult în zona de deșert. Pentru că aici, în acest oraș Duz, am făcut plimbările cu cămilele. În această zonă unde am făcut plimbările cu cămilele, cum a zis, plimbarea cu cămile era inclusă în prețul excursiei, singurul lucru pe care trebuia să ți-l plătești era acel echipament, da, veșmânt pe care ei ți-l dădeau, fără acela nu aveai voie să te urci pe cămilă, pentru că mergeai într-o zonă în care era foarte, foarte cald, trebuia să ai acel turban pe cap pe care ni-l dădeau într-o anumită culoare în funcție de echipa, autocarul cu care mergeam, tocmai ca să nu se amestece mai departe cămilele între ele și să nu mai știm de care grup aparținem. Și cumva ne-au dat acea pelerină peste să te protejeze și de soare, să te protejeze de mirosul de cămilă, care, apropo, un miros nu prea plăcut. Cum a fost plimbarea cu cămilele? Din punctul meu de vedere, a fost cea mai frumoasă parte. Deci, dacă nu aș fi făcut acest lucru, chiar mi-ar fi părut rău. Cea mai complicată parte, ca să zic așa, a fost urcatul pe cămilă. Cum te urci pe cămilă? În momentul în care trebuie să te urci pe cămilă, cămila stă jos. Deci, n-ai cum să te urci pe ea în momentul când e în picioare, pentru că e un animal înalt. Cămila stă jos,
Te ajută persoana de lângă, te ține de mână ca tu să te poți urca pe acea șa sau ce au ele pus pe spate. Iar în momentul în care Camila simte greutate pe spate, se ridică. Dar cum se ridică? Se ridică prima dată cu picioarele din față. Da? Deci ai impresia că te dai pe spate, după care se ridică cu picioarele din spate și ai impresia că pici în cap. Da, a fost o experiență interesantă, dar am reușit să o fac. N-am picat, nu mi-am rupt nimica, sunt aici. Și am plecat mai departe în deșert spre dunele de nisip, care într-adevăr arată superb. Deci ai impresia că ești într-o altă lume în momentul când ești acolo. Cei care te duc cu cămilele în deșert știu că turiștii vor să-și facă poze, așa că nu vă chinuiți să faceți poze în timp ce mergeți. Țineți-vă de acel suport care este pe cămilă, pentru că e foarte riscant să cădeți de acolo. Ei oricum opresc în mai multe locuri, faceți paremise că două sau trei opriri în deșert în care vă fac ei poză de jos, puteți voi să filmați tot ce aveți. Deci nu vă chinuiți pentru că sunt astfel de momente special create pentru deșert. Pe lângă cei care am fost cu cămilele, au mai fost și de-ai lor cu cai și a fost foarte frumos, că a fost așa ca o înscenare a lui Alibaba cu cei 40 de hoți. Deci omul avea turban, era acoperit peste tot. Deci îți dădea așa o senzație foarte, foarte diferită față de ce era în rest. Dacă ajungeți cumva în deșert, mergeți la plimbarea cu cămilele. Sunt niște animăluțe drăguțe, afară de faptul că sunt foarte, foarte mari. Sunt simpatice, sunt blânde, deci nu există niciun fel de problemă în a păți ceva dacă mergeți pe cămilă. Plimbarea cu cămilele, am plecat mai departe în orașul Matmata, unde am vizitat casele troglodiților. Troglodiții berberi erau persoanele care mai de mult trăiau în peșteri săpate în piatră. Fiind căldurile foarte mari, își săpau casele în piatră și acolo își făceau locuințe. Ale troglodiților ne-au servit cu lipie pe care o rupeai pur și simplu și o înmuiai în miere și o puteai mânca. Puteai să intri în toate încăperile pe care ei le aveau acolo. Locul în care am fost noi era doar un exemplu de casă, deci nu mai locuia nimeni acolo. Iar tanti care ne-a făcut acele lipi, la sfârșit stătea lângă ieșire, puteai să-ți faci o poză cu ea și puteai să-i lași ceva bacșiș.
Da, în țara lor toți așteaptă bacșiș. Deci, bacșiș așteaptă șoferul în momentul când plecați la sfârșitul zilei. Pe unde vizitați sunt locuri speciale în care puteți să lăsați câte ceva. Chiar și la hotel există un loc special unde puteți să lăsați bacșiș pentru cei care v-au servit așa cum v-ați așteptat sau v-au depășit așteptările. După ce am plecat de la Matmata și am vizitat casele troglodiților, am mers mai departe să luăm prânzul. De data asta am primit la fel acea salată de deschidere, după care am mâncat cuscușul lor tradițional, dar nu e acel cuscus pe care îl găsim și în România, făcut din făină și ou și așa mai departe, ci acel cuscus din griș. Deci cuscusul acela foarte, foarte, foarte mărunt. Împreună cu pui fiert în curcuma cu cartofi dulci. Deci ceva diferit tot din pui. A fost bun, nu prea am fost eu fan de pui fiert, dar a avut un gust interesant. Iar la desert ne-au dat pepene. Cred că m-am uitat să zic că și în prima zi ne-au dat pepene la desert. Aici, același regim, trebuia să-ți cumperi doar băuturile. După ce am luat prânzul, am plecat mai departe spre următorul punct de atracție și cel care avea să încheie excursia noastră de 2 zile în Sahara, Coloseumul El Jem. Coloseumul El Jem a fost construit de către Imperiul Roman și este al treilea, cel mai mare coloseum din lume, după Coloseumul di Roma și Arena di Verona. Și de asemenea este și primul coloseum construit pe continentul african. Cele 2 zile de excursie în Sahara. Mie pot să zic că mi-au plăcut cel mai mult din toată excursia. Dacă ajungeți aici și vreți să faceți această excursie, încercați să o faceți la începutul sejurului, pentru că este destul de obositor. Noi, spre exemplu, am fost cazați în zona de nord, acolo unde este ieșirea spre Marea Mediteraneană, unde, în general, agențiile de turism europene își trimit turiștii. Iar ca să vizitezi toate aceste locuri, trebuie să străbați mai mult de 500 de kilometri până ajungi în zona de sud, lucru care îl faci cu autocarul, într-adevăr, cu mai multe opriri, dar este destul de obositor. Câteva sfaturi utile pe care eu pot să vi le ofer dacă aveți de gând să mergeți în Tunisia ar fi să vă faceți pașaport din timp, în cazul în care nu aveți, pentru că nu puteți să veniți aici fără pașaport. Viza o veți primi pe loc la aeroport, va trebui să completați un formular și vi se dă automat o viză de ședere. Dinarul tunisian este moneda lor națională. Nu aveți de unde să faceți, adică nu cred că aveți de unde să faceți rost de ea de aici din România. Dar puteți să mergeți cu euro acolo și vi schimbă chiar și la hotel. Deci nu va trebui să căutați schimb valutar, bănci, să căutați să schimbați bani în aeroport. E foarte simplu, fiecare hotel vă schimbă banii. Vă schimbă, bineînțeles, dacă aveți euro, dolar sau liră sterlină. În rest, lei
Mă îndoiesc că vi schimbă cineva. În momentul în care vă cazați la hotel, să știți că singurul lucru pe care trebuie să-l plătiți în plus față de tot pachetul pe care l-ați cumpărat este o taxă de 12 dinari de persoană, care este de fapt o taxă de ședere. Nu e niciun fel de taxă ascunsă. Această taxă se percepe și în Europa și chiar și în România. Ce nu v-am spus până acum e faptul că față de ora României, Tunisia este cu 2 ore înapoi. Deci, practic, dacă în Tunisia era ora 4 și jumătate, în România era ora 6 și jumătate. Un alt lucru interesant la ei e faptul că ei nu schimbă ceasul. Deci la ei nu există, cum e în România, ora de vară și ora de iarnă. Bine, ei nici nu prea au iarnă, dar asta e o altă poveste. Ce mi s-a părut puțin ciudat e faptul că la ei, la ora 4 și jumătate, deja este zi, dar nu doar că începe așa o rază de lumină, e zi în toată regula și în plus și activitățile lor încep tot în jurul orei 4 și jumătate. Chiar și în oraș am văzut că era forfotă, era plin, deci toată lumea era prezentă la ei la ora 4 și jumătate în oraș e cum e la noi în jurul orei 7 și jumătate în oraș. Deci atunci era cel mai aglomerat. În schimb, la ora 7 și jumătate, 8 seara, da? 19:30, 20, deja e întuneric. Un alt lucru. La hotel probabil veți primi astfel de pliante în care au harta resortului și tot felul de informații. Ea vine probabil așa, împreună cu cartela de la cameră și ce mai vă dau ei pe acolo. Sfatul meu e să citiți tot ce vă dă pe acest pliant. Noi, din fericire, am făcut-o cu o zi înainte să plecăm și am aflat că avem dreptul la o cină mai aparte, în afara restaurantului unde era bufetul suedez. Aveam dreptul la o cină cu absolut totul inclus la un restaurant a la carte. Acesta a fost videoul meu despre Tunisia. Dacă v-a plăcut, vă rog să mă urmăriți în continuare și dați un share acestui clip. Vă pup!